brioșe, aperitiv, cu păstrămioară și cu măslinuțe. Astăzi facem brioșe, apărmioară și cu măslinuțe. O să avem nevoie de 2 ouă. 60 de grame de brânzică, brânzică de oaie, brânzică sărată. Eu am aici. Puteți pune și cașcaval, 200 de lapte. De lapte, puțină sare după gust, piper, 100 de ulei, de grame de făină, 16 grame de praf de copt și o să avem nevoie de măsline. Cam 50 de grame eu am aici de măslinuțe și păstrămioară, tot 50 de grame. Eu o să avem nevoie de forme din hârtie, un vas. O să punem 2 ușoare. Să adaug un praf de sare. Am să adaug și brânzica rasă. Cam 60 de grame. Deci am pus 2 ouă, un praf de sare, 60 de grame de brânzica rasă. Brânzică sărată de oaie, eu am pus, puteți pune și cașcaval. Punem 200 de lapte. Le punem pe toate, apoi le amestecăm. Punem și puțin piper. Punem 100 de ulei. Acum amestecăm bine toate ingredientele. O să punem făină. Avem nevoie de 200 de grame de făină. Și cu praful de copt, 16 grame de praf de copt. Punem făină și praful de copt. Acum amestecăm bine totul. Am amestecat, acum o să punem păstrămioara noastră. Aici am cam 50 de grame, nu punem mai mult, acum depinde de fiecare. O rupem și o punem bucățele. Puteți pune și prosciutto cotto. Bucățele de salamior, depinde de fiecare. Și amestecăm. Acum o să punem și măslinuțele. Eu le pun pe toate. Și amestecăm. Thank you.
compoziția este gata. Acum o să o punem în forme. Dacă mai e nevoie, mai punem și cu ajutorul la două linguri, o să punem în formele noastre. Le umplem cam pe 3 sferturi. Acum o să pun la cuptor la 180 de grade, circa o jumătate de oră. Acesta este rezultatul final. Acestea sunt brioșele, brioșe sărate. Acestea sunt. Să vă arăt cum sunt și în interior. Brioșele noastre. Brioșe. Sunt noi. Sunt de cupoase. Cu bunătate. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine și ne vedem cu altă rețetă. La revedere! Vă pup pe toți! La revedere! Brioșe!